trebuie să apare pe, pe tot, da. Dacă vreți, acum mai momentul, trebuie să-i pun și pe oamenii ăștia pe vlog. Așa că cine vrea să fie în vlog, să, să facă cu mâna aici. Știi? Salut, faceți cu mâna. Eu te urmăresc. Hei, mersi. Și băiatul cu firul de călcat. Bun, perfect. Da, care vrea să fie în vlog, să facă cu mâna acum. Repede faceți cu mâna, că trebuie să-mi văd de treabă pe aici. Da? Da, bun, deci faceți cu mâna care vreți să fiți în vlog acum, așa. Așa e, Eduard. Se le vă, Sara. Ștefan, bun. Na, no, ok, voi sunteți în vlog. Să dăm aici, pam, pam, pam. Hei, bună dimineața, cred că v-ați prins că eram live pe TikTok mai înainte. Deci sună așa, când, când se termină rola de pe tambur, acolo Diana face acum extracția manuală, vreau să vă arăt. Uite cum s-a terminat rola. No, dă-i notă. Deci așa arată fericirea la DTF. Bun venit la un nou episod. Așa e când îți dai singur de lucru. Hei, Sergiu! It was a ginger shot. Astăzi vine imprimanta nouă, care o să aibă un video dedicat de unboxing și așa. Trebuie să fac loc, pentru că o imprimantă nouă vine cu... necesită spațiu nou, nu vine și cu spațiu. Uite o idee de invenție, cine poate să facă o imprimantă care vine cu propriul ei spațiu. Aș cumpăra. Poate chiar mai multe. Găsi plăsuța asta acum. Aici e o comandă de, vă ce să aici, niște cărți de vizită și niște flyere pe care le-a comandat cineva și le-am anunțat acum o săptămână că e gata. Și îmi scrie, zice, Sergiu, îmi fac pana la bicicletă și vin, că nu vreau să vin cu mașina pe centru. Asta a fost acum o săptămână, nu știu dacă omul încearcă să peticească o cameră sau un șvaițăr. Ar trebui să-l sun să-l întreb dacă e bine. Am rămas fără o parte din stickerele pe care le punem în goodie bag-uri, așa că o să pun câteva la printat. Am pus deja rola în roland și tare m-am chinuit cu ea. Dar n-o scot să o pun la loc, așa că trebuie să mă credeți pe cuvânt. Opa! Cred că dacă tot printez, o să printez și stickere cu sera. Acum o să printez stickerele alea cu Nu uita să zâmbești și Be kind. Nu știu dacă le știți. L-am găsit doar că pe fișierul cu stickerele pe care le facem cadou mai era și ceva sticker pentru ceva comandă mai veche pe care a trebuit să o șterg și de-aia a durat atât. Bine, voi nu o să știți exact cât a durat, dar... Și între timp a ajuns ceva... aici. Atât, atât vă arăt. Restul o să vă arate Sergiu. Ia bun, revenind pe unde v-am lăsat eu, trebuie să eliberez aici. Pe astea o să le donez. Și mai am undeva încă o trăcuță cu cartușe de imprimantă. Pe astea toate o să le donez, o să fac un short pe TikTok și o să anunț că le dau și primul venit, primul servit. Faza e că sunt cartușe de la vechiul Canon, pe care nu o să le mai folosim niciodată.
și disproporționate, că sunt foarte multe negre și două colorate. Deci numai cineva care are seria aia de imprimante și printează mult text le poate folosi, zicem așa, maxim. Astea noi le-am primit când eram în vechiul atelier la început, înainte să avem DTF sau chestii genul ăsta, îs folii, sunt niște folexuri pe care se poate printa cu inkjetul, adică cu dye sau pigment și transfer pe haină, dar se duce la prima spălare. Așa de unică folosință are, așa că la fel o să le donez cu scop, băi, de one use only. Asta e ok, trebuie să rămână și o să o pun aici. Chiar ziceam, astăzi vă rog, ar fi mai ok să pun imprimanta asta și cel puțin deocamdată aici. Și El Brodatore, unde e spana cu visătul, pentru că nu știu când o să am timp să mă ocup, vreau să mă ocup, să o folosesc. Deocamdată e ok acolo. Cu imprimanta de sublimare am niște proiecte în minte în curând, dar nu am. Așa că la fel, ce fac? Știu ce fac. Uite asta fac. Oh, așa, perfect. Bun, și cred că sunt ok. Acum am de făcut 4 printuri de 51 pe 48. Deci pentru rolă de 61. Satin. Rolă de satin de 61 nu mai am. Numai din aia nu mai am. Spanac. Așa că trebuie să printez pe rolă de 91 și nu încap două și adică două una lângă cealaltă. Ih. Da. Ia-am o vorbă. Pățești. Bun, și să-i dau să schimbe pe Photo Black și Spor. Am o mică temere și teorie vis-a-vis de cum o să fie anul următor. Pentru că se anunță un an destul de dificil. Toată lumea zice chestia asta. Și eu o văd în felul următor, în domeniul ăsta, în domeniul printului, a personalizărilor, chestii mai ales la outdoor. Anul ăsta, un an cu 4 campanii electorale, sau câte spanac a fost, s-a printat în draci și încă se printează bannere, tricouri, flyere, mape, cărți de piste și tot felul de chestii. Astea promoționale în general, nu mai vorbesc de pixuri, agende și calendare probabil, no. Din alea noi facem, nu știu exact, dar anul ăsta știu că s-au printat și încă se printează în draci pe segmentul ăsta. Ergo, s-au vândut foarte multe echipamente, s-au cumpărat super multe echipamente, foarte multe imprimante outdoor, large format în special și probabil și digitale, gen Minolta or Xerox-uri pentru cărți de vizită și flyere. Anul viitor nu mai avem campanii electorale, clar nu o să mai fie așa nivel mare de cerere pentru astfel de produse. Ce se întâmplă cu toate imprimantele alea care trebuie să lucre? Însă așa, cum văd eu situația pe anul următor, în segmentul ăsta, sper să mă înșel, sunt mari șanse să nu văd eu ceva, să nu înțeleg eu ceva și să mă înșel, sper să fie așa, dar cum văd eu situația, adică anul viitor o să fie foarte multe imprimante care o să trebuiască să lucre și foarte multe imprimante o să lucre doar pe linia de plutire, doar cât să mențină business-ul ăla pe linia de plutire. Asta înseamnă că o să fie foarte rău pentru cei care vor să facă bani mai mulți în business-ul ăsta. Asta înseamnă că business-ul ăsta o să fie foarte, foarte, foarte dificil la anul. Sper să greșesc, sper să mă înșel, dar sunt foarte curios de cum vedeți voi situația pentru anul următor. Atât scurt pentru astăzi, pentru că trebuie să mă pun să fac setup-ul la cealaltă imprimantă. Ne vedem mâine cu un unboxing și toate cele bune. Ciao!